Bugetul municipiului Lugoj pe anul 2024, așa cum arată el în proiectul recent votat, cuprinde sume importante pentru cultură, sport, educație și sănătate. Anul trecut a fost repartizată pentru cultură o sumă de aproximativ 3.200.000 de lei, iar în acest an au fost alocați 4 milioane de lei. Banii merg cu precădere către Casa de Cultură Traian Grozăvescu, care va avea cu siguranță în acest an mai multe evenimente decât a avut în perioada anterioară. Toate componentele acestei instituții vor fi revitalizate. Vorbim aici despre ansamblul Ana Lugojana sau corul Ion Vidu. Sume importante de bani se îndreaptă și spre Biblioteca Municipală Lugoj, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă, Galeria Proarte, Școala de Arte Remus și cinematograful Bela Lugoji.